Acest program vă este oferit de revista Fir Magazin. Dar cum l-ați ales? Și în lăsat, o să fie foarte interesant. O să fie chiar foarte greu. Bă, dar ce nasol e, dacă eram cu mașina mea, când cunoști mașina, știi imediat, știi reperele, știi? Da, da, da. Cu altă mașină și mai ales prima dată când e te urci. E diferență și de gabarit aici, cu încărcătura, nu știu, undeva la 20. Nu, vorbim 20. De volum, vorbim de volum. Păi, semi-remorca este altfel decât aia de cereale. Da, dar gândește că mergi la prelată, nu? Deci la prelată și crede-mă că sunt niște depozite de te ia mețeala, dacă vezi unde bagi prelata, nebunești, mergi în ies cu ea, vai de capul meu. Evaluarea a zis că e dată drumul, nu? Deci nu... Deci ăsta e de formație profesională, că asta, pentru asta m-am urcat pe camion, știi? Asta e pentru, numai pentru inginer, deci nu e pentru șoferi. Deci o asemenea mașină pentru conducători auto. Deci asta e pentru șoferi auto. Deci asta e pentru șoferi adevărați. Deci pentru conducători auto, noi. Sunt alte mașini. Sunt alte mașini care nu e nicio problemă. Și Scania, în general, e o mașină pentru inginer, deci nu pentru oricine. Că, în primul rând, ca să-ți iei Scania, trebuie să cer ceva. Ca să-ți iei Scania. Băi, dar ce-a fost aici? Mama, asta am făcut 20 de ani, v-am distrus. Moră. De ce zici că e interesant aici? Ce... Hai că poate lovești Audi. Vaca e vacă, mă, nu se de la o parte, nu se de la... Uite. Suiz, Elveția. Uite, bă, instinct. Îmi e instinctul ăsta, bă, John, cu asta. Și acum ce țin eu de accelerație în cuplu. Da. Eu te țin de accelerație în cuplu. De ce? Adică noi discutăm ca doi oameni care discutăm de camion peste practic, da? Și teoretic. Avem cunoștințe teoretice. E, problema, de ce spun că asta trebuie unui inginer? Pentru că un conducător auto nu poate să-și însușească atâtea funcții cât are noua tehnologie în domeniul camionului. Deci ăsta e un punct de vedere pe care l-am sesizat în cei 2 ani de când fac acest test. Adică lumea trebuie să știe că deci nu m-am urcat nici să verific pe nimeni, nu m-am urcat să vezi așa. Deci fac niște teste pe care, pentru mine. Și ai văzut că am agenda pe care poate poți să vezi tot felul de parametri, tot felul de trasee, tot felul de... Am niște bani pe care țin în buzunar, la fel ca un șofer, ca să pot să gândesc. Așa trebuie să am aceeași presiune, că e inclusiv cea financiară. Da, mă rog. Uite ce frumos e chinelul ăla. Superbe chinelul. Superbe, mă. Ai văzut? Știi ce? Nu mă împac eu cu treptele astea de viteză. Schimbă mult mai devreme.
Lucă schimbă mai mult devreme. Zi-mi și mie de ce îmi dă treapta 10. Ce înseamnă într-o cutie cu 6 viteze? 6, 8, 12. Deci noi suntem într-a 5 acum, nu? Am 1000, motorul în sarcină, intră în cuplu, ne ține acolo, după curbă, o să-mi dea una în jos. Exact cum a schimbat pe greu. Cum urcați o pantă, nu vă luați mereu marșă, greu, ușor. Uite, aici am o problemă. Aici ce vrei? Nu, e problemă așa. Nu o să face greșe acum. Da, da, da. Acum ce pe traseu adevărat. Acum e, acum examen. Exact. Până acum a fost floare la urechi. Deci avem 1400, deja mi-a schimbat. Deci sunt a patra pe mare, nu? Pe mic. Exact. A patra pe mic. Da, le simți. Acum le ia simți. Vin, mă ajut cu semnal, dacă încep și buver. Nu, o țin la 1300 de ture. O țin la 1300 de ture. O las ușor. Trebuia să ne uităm și dacă călcăm linia. Ceilalți care vin de sus ar trebui normal. Trebuie să dea prioritate exact cum spune codul rutier, okay? Dar ceea ce se întâmplă nu e ok. Eu am o piedică cu omul din față. Mă cred că am o piedică pentru că nu am vizibilitate. Eu trebuie să văd dincolo de 50 de metri. Mă înțelegi? Am o piedică. Mi se dea viteză, că dacă nu-i dă viteză, deja 1300, deja mi-o supraturez acum. Ce, mă, motorul ăsta e senzațional, auzi. Bă, deci, cum știi ce-i ciudat? La Dita mai puterea care o are, se aude un zgomot de zeci că-i turism. Are o injecție, prima injecție care o are, oare nu mai pun cu zgomot. Vezi, asta înseamnă, deci ăla m-a văzut și nu-mi dă prioritate și automat m-a făcut să strâng curba și deja am pierdut viteză. Șoferia e în felul motor, șoferia e ca sportul de performanță. Deci ca să poți să ai aptitudinile și să le accesezi într-o proporție de 80-90%, în primul rând trebuie să te odihnești. Trebuie să te hrănești bine, în primul rând. Ca să te poți odihni, trebuie să te hrănești bine. Să te hrănești echilibrat. Te hrănești bine, te odihnești, a doua zi îți iei harta, te uiți ce traseu ai și începi ușor să-l studiezi. Ca o temă de casă. După ce îl studiezi, îl aprofundezi, aprofundându-l, îți faci în mintea ta o viziune asupra traseului. Deci dacă îl cunoști, știi foarte bine ce urmează pe fiecare cursă, știi cum să ataci curba, cum să ataci panta și atunci... În ce regim, absolut. Știi foarte bine ce semne de circulație sunt pe acel traseu și atunci nu ai cum să comiți nereguli de circulație și nereguli în trafic. O așteptam să schimbe, aș schimba la momentul potrivit. Deci gândește bine. Ăsta e tipul de pantă care ei nu-i place. Între. Deci nu se hotărăște. Că, uite, de exemplu, mie calește motorina acum. Eu trag de ea acum. Nu la, dar eu trag de ea acum, totuși. Că nu o turez eu, dar ar fi meritat să duci în forță, dar... Păi nu am motiv pentru că nu vreau să am motiv. Îmi dă peste cap toate regulile mele. Da, da, da. Sunteți singurul care testează un camion și în ritmul ăsta. Cior? Da. Chit că mă duc abadea cărțam pe jos și tot îmi iau mașina asta. Pe jos mă duc în Suedia. Și mă stau în genunchi la poartă până îmi dă și mie un camion ca asta. Una dintre problemele camionilor din România. Variațiile, hai, ușor. Variații de temperatură. Vara foarte cald, iarna deja. Da, foarte frig. Și foarte frig și deja. Diferența de aici, deci de la munte și de la șes. Da, deci... Că într-o cursă puteți să mergeți de aici și după aia să descărcați la Constanța. Haide. Eu n-am fost niciodată aici, mă, dar e splendid. Da.
Gata, tot, hai schimb. Ha? Zigion. Zigion. Deci o schimba o dată cu mine, nu? Hai. Fac ce vreau cu ea. Chiar n-am nicio problemă. Da. Dar unde sunt astea de aici? Aici se bagă, unde se bagă? Da? Să-i dă o scrumieră sau dă cafea? Păi ce da, bă, dar eu vreau pahar. Unde e paharul de Scania de aici? Unde e paharul de Scania? Unde e paharul de Scania? Aici e chiar la chirurgie. Stau la, trebuie să faci injecție. Nu mă duc că l-o faci injecția, e rău. Și tu, de fapt, e aceeași țepătură, nu? Uite, uite instinctul. Trebuie să legi. La început o șoferie și mai departe, că nu știam să-mi dozez efortul, să-mi fac trasele și mai departe, mergeam ca nebun, așa. Băi, și într-o noapte am visat că a luat-o camionul la vale. Da, da, da. Băi, băi, asta cred că e un prag. Băi, băi, asta. Asta care trebuie să treacă. Și-am visat, așa, băi, dacă n-am țipat, dacă n-am urlat acolo în cabină, băi, era un cățel care lângă cabină, dădea așa. Și-o luat acasă, eram cu nevastă mea, dormeam. Și nevastă mea lângă mine doarme în dreapta mea. Băi, frate, când am pus mâna pe picior și când ca și cum aș fi tras frâna de mână, știi? Mamă, mamă, te-a trezit într-o țipătură în casă. Dar cred că e un prag psihologic tot. Gheorghe Vlase este destinatarul unuia dintre cele două exemplare din Scania R730 aduse la începutul anului 2011 în România.